Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. O personalitate biblică remarcantă este Maria, Mama Domnului Isus. Deși ea apare în Evanghelii și chiar în Faptele Apostolilor, rolul acesteia a fost și este încă disputat în creștinism. Diferite concepții s-au ridicat și se ridică referitor la rolul pe care ea îl are în ce privește mântuirea și Biserica. Pentru a găsi răspuns la întrebarea ce perspective se așează asupra Mariei în cazul diferitelor confesiuni creștine, stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. Cum se raportează diferiți credincioși la Maria, mama Domnului Iisus Hristos? E adevărat că perspectiva asupra Mariei diferă în cele trei segmente majore ale creștinismului. Protestanți pe de o parte, apoi credincioși ortodoxi și Biserica Romano-Catolică. Din perspectivă protestantă, de cele mai multe ori suntem tentați greșelii de a considera că ortodoxi și credincioși și catolici au aceeași perspectivă asupra Fecioarei Maria, ceea ce nu este deloc adevărat. Adică în Biserica Romano-Catolică există un accent mult mai puternic dat Mariei, dogma mariologică, așa cum este Imaculata Concepție, ideea că Fecioara Maria s-a născut fără păcat, înălțarea ei la cer, cu trup, toate acestea sunt văzute ca dogme, ca afirmații ale credeului în teologia romano-catolică. În teologia ortodoxă, singurul aspect care este definit în mod clar sau acceptat ca și uh, articol de credință, aș spune, este doar faptul că Fecioara Maria este văzută ca fiind Teotocos, născătoare de Dumnezeu. Dar și această expresie nu este un termen mariologic, ci unul care vizează pe Hristos, cristologic în primul rând și ne duce inevitabil la conciliul de la Efes 431 când Nestorie considera că Fecioara Maria nu l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, ci l-a născut doar pe Hristos, preferând termenul de Christotokos, adică născătoare de Hristos. El considera că Fiul lui Dumnezeu a venit să locuiască în Cel pe care l-a născut Maria, ca și cum firea umană față de firea divină a Lui Hristos ar fi fost divizată, ruptă în două. Iar biserica a reacționat și a spus, nu, Fecioara Maria pe bună dreptate este născătoare a Lui Dumnezeu. Dumnezeu pe deplin și om pe deplin în același timp. De fapt, termenul teotocos sau născătoare de Dumnezeu, asta vizează în teologia ortodoxă. Faptul că Maria l-a născut pe Hristos pe deplin Dumnezeu. Și om, desigur, în același timp. Pe de altă parte, tot ceea ce se mai afirmă despre fecioara Maria, teologii ortodoxi, așa cum e Florovski sau Vladimir Lovski, susțin că sunt doar moduri de a vorbi potrivit sau cristologic despre fecioara Maria când se referă la purrea fecioară, cea plină de har și alte expresii care, din punct de vedere al credincioșilor protestanți, le se pare exagerate. Dar consider că trebuie să știm de asemenea faptul că plecăm de pe niște premise fundamentale diferite și anume, în teologia ortodoxă, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt văzute ca fiind un tot unitar, Ceea ce în teologia protestantă e diferit. Sfânta Scriptură este autoritatea ultimă în materie de credință, și atunci tot ceea ce găsim în părinții bisericii este evaluat din perspectiva acestei autorități a Sfintei Scripturi. Apoi, Fecioara Maria este văzută în teologia ortodoxă prin prisma unor tipologii din Vechiul Testament. Pe baza analogiei: Hristos este al doilea Adam, atunci cine este a doua Evă? Fecioara Maria, sau Fica Sionului, o expresie personificată în Vechiul Testament pentru poporul Israel, este acum dată sau atribuită Fecioarei Maria. Din nou, din perspectivă protestantă, nu suntem de acord cu această tipologie pentru că Apostolii și Hristos nu le-au folosit niciodată în privința Fecioarei Maria. Observăm o serie întreagă de tipologii, dar care sunt folosite în mod special și cu precădere la lucrarea și persoana lui Hristos, dar nu uh, în privința fecioarei uh, Maria. Uh, credincioșii protestanți acceptă uh, pe fecioara Maria în sensul că o văd ca pe o femeie uh, credincioasă, evlavioasă. Uh, reformatorii, poate un lucru mai puțin știu de unii protestanți, uh, principalii reformatori au acceptat chiar și. Uh, fecioria Mariei după ce l-a născut pe Hristos pentru tot restul vieții. Acum eu consider și mă alătur aici a teologului ortodox Vladimir Loschi care spune orice cuvânt dezvoltat în direcția asta poate părea grosolan și chiar să ajungem la un fel de sacrilegiu. De aceea, din respect și din bun simț, din bună cuvință față de cea care l-a purtat pe Mântuitorul nostru Prefer să nu intru în prea multe detalii. Înțelegem că sunt diferențe conceptuale vis-a-vis -vis de raportarea față de Maria, mama Domnului Isus Hristos. Pentru a găsi răspuns la necesara întrebare ce spune Scriptura, cum privim din perspectivă biblică rolul Mariei în economia mântuirii lui Dumnezeu, vă invit să rămâneți alături de noi în episodul următor.